Uite, mie că sunt puioți. Este timpul să ne aprovizionăm cu fructe și legume de la Mercado. Cărți ai pe legume și fructe. Când zici, și le zici completo meniul de hot dog. Așează-te și observă. Gândește-te la cineva, gândește-te la tine. Te simți bine? Zim ce se întâmplă, totul o să fie bine, fii pozitiv. Dacă vrei, poți să rămâi sau poți să te întorci. Gândește-te la cei din jur, sau nu gândi, sau urmează scala. O anarhie generală. Nu comiteras adulteriu. A, cele 10 porunci. Da. Închise în cușcă. În acest loc n-au voie naziștii. Svastica tăiată. Rota biciclișilor. Dar sunt ceva. Ca ultima zi am zis să venim în parcul Rio Claro. M-am aprovizionat cu legume și fructe, apă, măsline și tot ce avem nevoie să stăm să facem un picnic la apus. În fiecare parc poți găsi și un grătar. Acest parc este în renovare și din cauza asta trebuie să luăm pe alt drum să ajungem la râu. Căluții. Grow up. În final am ajuns la râu. Da, să vedem cum trecem prin mocirlă. În viitor acest loc va fi amenajat. Încă este în construcție. Locul de decolare.
3, 2, 1. Să pornim spre Argentina, ne-am făcut proviziile, apă de la ghiuvetă, niște gustări, legume și fructe de drum. 6 dimineața. Funga de măsline. Închid-o ca lume. Km, 5 de mers pe jos până la bus. Într-o oră jumate trebuie să-mi prindem. Let's go! Ce răcoare este! Înviorare de dimineață. Cred că sunt cam câte grade? Cred că sunt 10 grade, nu? Pare răcoare. Nu azi după sfârșitul lumii. Da. Nimeni pe stradă. A fost gheara pe ghinde. Am ajuns la terminal. Am mers cu 6 km pe oră. Câte pasă? 7? Paris, Londres, cel mai ieftin bus până în Santiago. 5 stele. 23, locurile de șerif. Locurile de șerif cu viu. Ce am dormit 3 ore, am dormit. Teleportare reușită. Teleportare reușită, acum să... La aeroport. Da, hai să căutăm unde e spre aeroport. Avem 40 de minute să ajungem la aeroport, ca să fim în timp. Am luat biletele 1800, mai ieftin. 2,20 €. Turbus este compania care merge la aeroport. Turbo. Uite-l. Din 15 în 15 minute. Aeroporto 23-24. Aeroporto. Am ajuns în timp, nu am întârziat nici măcar un minut. Am mers 300 de km cu busul. Toate busurile ajung la timp pentru că au străzi foarte bune. Și am ajuns la T2. Suntem spre Buenos Aires. Buenos Aires. Aer bun. Pungă de măsline în aeroport. E tare în aeroportul de Chile că poți să intri cu apă. Și am intrat și cu sticle de apă de fiecare. Suntem salvați. Ne-am întâlnit și cu un grup de români care au fost în excursie pentru 17 zile în Argentina și Chile și am întrebat-o pe o fată ce e frumos de văzut. Și ne-a spus să vă luați suveniruri din Argentina, că-s mai ieftine. Pietricele și tot felul de chestii din Argentina. Suveniruri, auziți și voi, suveniruri. Păi noi mergem pentru suveniruri. Ardei de drum, tăiați bineînțeles. Nectarine. Hai, noroc. Am găsit un zbor super ieftin cu 80 de euro de persoană până în Buenos Aires.
Buenos Aires. Buenos Aires. Bun. Argentina. S-au pus în circulație bagnotele de 1000. O mare măgărie în Argentina cu schimbatul banilor. La casă primești 201 și Mercado Negro primești 410. O piața neagră. O piața neagră. Deci e dublu pe piața neagră și față de bănci sau de... Deci banii trebuie schimbați pe piața neagră. De asta o să schimbăm doar 5 euro. Am dat o hârtie, am luat câte? 2, 4, 6. 6 hârtii. 500, cea mai mare hârtie. Nu se mău, ce... Ce varză e cursul, 197. Piața Neagră 410, dublu și un pic. Buenos Aires. Ce căldură. Foarte cald. Asta e dușul din aeroport. Uite. Ce? Da, okay. Da, dușul din aeroport. Am căutat pe mapă repede o stație de bus și se poate merge 2 minute din aeroport undeva în stânga și se află o stație de bus care duce fix în centru. Tipa ne-a dat o cartelă cu 4 călători sube. Am întrebat-o dacă se poate plăti la șofer și le-a spus nu, e cu cartelă. N-aveți cartelă? Nu. Stați așa, că am eu una. Și ne-a dat o cartelă cu 4 călători. Ce? Să ne ia niciun loc pe el. I-am zis să-i plătim cartela cu cartelă. Nu, 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 nu. Sube, înseamnă... Sube, urcă, urcă. Am luat busul. Am ajuns. Deci că ne-am teleportat în Spania. Arată aproape la fel. Și vibe-ul e la fel. Foarte mișto. Nu e verde, e alb. Unde o fi oare Sagrada Familia? Furnet. Ne-am instalat, avem fier de călcat, o ciocolățică din partea casei, prosoape, televizor mare, totul pentru... Cât am dat aici? Cel mai ieftin posibil, 14 euro pe noapte. Se știe, cel mai ieftin al nostru. Și în plus, mi-ai arătat... Ce? Mustarea dulce, mi-ai arătat-o? Am arătat-o. Plus mate. Mate. La etajul 1. Prea târziu și am putut să schimbăm bani, dar fata de la cazare a zis că ne poate da 4.010 euro pe piața neagră sau 20 de la bancă schimbați. Dar nimeni nu schimbă la bancă, n-a zis și ea. Am asta... făcut o grămadă de contacte de schimba bani.